zona de creastă, Moldoveanu, Viștea. Da. Trecem pe la refugiul în Poltița Viștei. Corect. Urmează muntele Hârtopul Ursului, Gălășescu Mare. La baza lui este lacul care nouă ne place foarte mult, lacul Gălășescu Mare sau Mioarelor, cum îl mai știu unii. Loc de popas foarte bun. Și noi doi am descoperit, cu siguranță, o potecă care a fost parcursă și de alții, dar noi am semnalat-o. Din creastă de sub Gălășescu Mare este un horn care se lasă spre nord. Nu-i vezi baza, dar pe măsură ce cobori constați că nu sunt obstacole deosebite, nu sunt săritori foarte mari, cu un bagaj mic cum aveam noi fiecare, două sandvișuri, sticla cu apă, haina de ploaie, aparatul de fotografiat, carnețelul de notat. Noi am reușit să coborăm până acest horn, până la lacul Viștișoara. De jos, dacă te uiți de la lacul Viștișoara în direcția hornului, nu-l prea vezi că e continuu, nu-ți prea pare că poți să ieși în creastă, dar în special pe vreme uscată se circulă absolut fără probleme pe hornul ăsta și e o cale interesantă de a cunoaște zona. Bun, suntem pe Gălășescu Mare, urmează fereastra Răcorelelor, Gălășescu Mic și mergem spre fereastra Mica Sâmbetei, da, aici. Unde e încă un refugiu, dar într-o stare cam urâtă. Și ajungem în fereastra Mare. Fereastra Mare a Sâmbetei, unde spre nord se ajunge la cabană. În fereastra Mare a Sâmbetei, acolo am găsit de asemenea o peșteră. Nu este foarte lungă, vreo 20 de metri, dar asta înseamnă, de fapt, să te uiți pe unde mergi, să vezi ce înseamnă locul ăla, ce e în locul celălalt și așa mai departe.